europeană. Sigur, nu s-a putut discuta despre ambițiile de viitor fără a avea aici colo și mențiuni legate de felul cum vedem noi cu toții viitorul Uniunii Europene. Iar în acest context, de exemplu, am explicat colegilor și colegilor de ce o Europa cu mai multe viteze nu este o soluție bună, din potrivă, este o soluție care in extremis s-ar putea chiar să ducă la scindarea uh, uniunii